La concursul din orășelul Val d'Isole, Italia, zeci de sportivi s-au luptat cu frigul la campionatul mondial de ciclocross. Pentru că sezonul de ciclocross are loc toamna și iarna, de multe ori concursurile au loc pe lapoviță, ploaie sau zăpadă, care transformă terenul într-o adevărată scenă de bătălie, așa cum a fost anul acesta la Val d'Isole. Bicicletele au fost unse cu spray-uri speciale pentru a nu le îngheța piesele, iar cicliștii au apelat la unguiente pentru a nu degera. La categoria masculină a învins Eli Serbit, iar la cea feminină, Manon Baker. Ciclocross este o ramură spectaculoasă a ciclismului mai puțin cunoscută, dar care solicită la maximum practicanții și bicicletele, unde e nevoie de forță și tehnică. Competițiile de ciclocross se desfășoară atât pe zăpadă, cât și pe noroi. Știrile Wii Sport se încheie aici. Eu vă doresc o săptămână reușită!